Salut, Pibanxi, la un nou episod pe canal. Astăzi avem ceva foarte special pentru că vom vedea viața unui păianjen. Da, ați auzit bine, nu e vorba despre Spider-Man, ci este vorba despre un păianjen adevărat și ce face el zi de zi la tine în casă. Pentru că, cu siguranță, și voi ați mai avut păianjeni prin casă și poate v-a fost frică de ei, poate nu, dar nimeni nu știe exact cu ce se ocupă el zilnic. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade cu acest joculeț, pentru că mi se pare foarte, foarte tare. Și fiți atenți, avem aici instrucțiuni cum să facem popcorn. Știe un păianjen să facă popcorn oare? Bă, nu știu ce să zic, dar poate încercăm acest lucru. Ia uitați-vă, avem aici frumos un porumb și dacă reușim noi să aducem porumbul ăsta până în partea cealaltă, poate reușim să facem popcorn. Dar înainte de toate astea, aș vrea ca fiecare dintre voi să apese pe butonașul de like, ok? Fiți atenți, cine n-a apăsat încă, mă supăr foarte tare pe el, pentru că ăsta e un joc foarte mișto și chiar vreau să strângem multe like-uri, ok? Deci cine n-a apăsat încă, apăsați chiar în acest moment. Haideți, aștept. Ia să vedem. Gata? Gata, ați reușit? Sper că ați reușit. Băi, cred că mai e un păianjen acolo în depărtare că-l văd. Ok, n-avem noi treabă cu el momentan. Ia să ne facem aici frumos un pod. Pentru că știi ce? Suntem un păiangăn. Și un păiangăn poate să facă și așa ceva dacă vrea. Ia să vedem, hop. Din păcate, porumbul nostru nu vine cu noi pe pod. Dar nu e problemă, știi ce? Nu e problemă deloc, pentru că putem să-l tragem. Da, și ne descurcăm noi, oameni buni, nu vă faceți probleme. Nu vă faceți probleme, ia uite. Imaginați-vă dacă un păianjen chiar ar putea să facă chestia asta la voi acasă. Ei bine, v-ar face poate de mâncare, poate, nu știu, ar face curățenie, chestii de genul ăsta. Acum, da, nu zic că nu e un lucru rău. Chiar ar fi destul de tare. Ia uite. Ce vorbești, mă? Cel mai tare păiangăn. Ia uite-l. Frumos. Frumos. Și acum tragem ăsta înapoi. Apăsăm butonul. Și ia uite. Se face porumbul. Bă, ce zici? Ia ce frumos ești. Ia stai. Perfect. Ia să vedem. Bă, delicios. Și super, super bun. Problema e că eu nu pot să mănânc porumbul ăsta, că sunt un păiangăn. Eu aș avea nevoie de niște muște sau ceva insecte, niciun caz porumb. Așa că vom merge mai departe. Dar o chestie tare la jocul ăsta e faptul că chiar simulează un păianjen adevărat. Pentru că, ia uitați-vă, o să mă dau așa pe pânză. Ați mai văzut că sunt o grămadă de păianjeni de ăștia care pot face chestia asta, pot sări destul de mult. Dar ăsta, bine, acum se aseamnă un pic cu Spider-Man, dacă e să luăm așa, pentru că, da. Dar nu știu dacă o să vină cineva în bucătărie în timpul în care noi suntem aici. Cum ar fi chestia asta? Acum nu știu ce să zic. Pizza! Cam delicioasă pare așa pizza asta. Ce ar fi dacă aș lua-o de aici? Pare pot să o iau? Ia, o prindem de scaun. Gata, pizza ta este a mea! Dă-o încoace! Dă-o încoace! Perfect, perfect. Pizza noastră... Iau-o. Delicioasă. Delicioasă. Și acum folosim acest cuțit ca să putem să tăiem pizza? Hai că îl folosim dacă e. Bun, hai să vedem. Ne uităm pe obiective. Momentan am făcut doar popcorn, adică avem o grămadă de chestii de făcut în jocul acesta. Așa că hai să mai stăm la vorbă și să ne apucăm de treabă, frate, pentru că suntem un păiangăn de casă. Un păiangăn care face și treabă pe aici prin casă, ok? Ia să vedem. Oh, interesant. Asta e de la de poți să faci ouă. Ok. Hai să văd cum funcționează. Deci trebuie să iau un ou. Ou cel mai probabil avem în frigider. Deci hai să deschidem frigiderul frumos. Bă, deci cât de tare e joculețul ăsta, pe bune zic. Cât de tare poate să fie. Uite ouăle. Dar nu așa ar trebui să stea în frigider, ar trebui pus în ceva special, mă gândesc. Nu? Într-un suport. Ok. Nu! Nu e bine. Cred că ne urcăm așa, mai degrabă. Haide, mă! Vină după mine! Perfect, perfect. Nu! S-a spart! Stai!
Dar spart și eu un alt ou înăuntru? Cum funcționează asta? Trebuie să-mi explice și mie cineva, dacă poate. Că am dat drumul ăla înainte să pun oul. Haide, că nu reușesc! Ouleu! Să nu se ducă pe jos. Da, nu s-a făcut încă, pentru că nici nu l-am pus. A, știi ce? Am o soluție la chestia asta. Cred că mă urc aici. Și de aici o să facem așa. Oare? Nu! Oh, nu. A, ok, la asta nu mă așteptam. Ajutor! Ok, gata. Nu mă gândeam că o să mă prindă pe mine acolo. Hai că am reușit până la urmă. Închidem ăsta. Dăm drumul frumos la aparat. Să vedem dacă o să funcționeze. Ar trebui să-l facă destul de bine. Ia uite-l. Gata. Uitați-vă câte coji avem aici. Bun. A fost făcut și acum dacă îl spargem, n-ar trebui să mai lase coji de astea. Ar trebui să fie bine făcut. Ia să vedem. Funcționează? Bă, l-am spart puțin, dar ia stai că l-arunc pe jos. Ia du-te, hai. A? Perfect! Ia uite-l! O vezi că e bine făcut. Și acum e ca o minge. Ia uite. Du-te! Ia uite cum se duce. Cât de tare e. Bun, hai să continuăm. Să vedem ce altceva mai putem să facem în jocul acesta. Avem o grămadă de obiective și obiectivul ăsta cu făcut acest ou, nici n-a fost un obiectiv. Pur și simplu am găsit ceva de făcut random pe aici. Pentru că în jocul ăsta găsești o grămadă de chestii interesante de făcut. Dar, totuși, dacă tot am făcut acest ou, l-aș dori să îl iau dacă se poate. Haide, dă-l încoace. Ok. Acum să-l prind de ceva. Așa. Perfect. Gata, oul nostru este aici. Este cu minte. Tot ce trebuie. Dar vedem aici un blender și vedem de asemenea o misiune că trebuie să băgăm 3 chestii de mâncare în acest blender. Oul ăsta nu se mai oprește din sărit. Alo, oprește-te, te rog. Bun. Hai să punem acest blender în priză. Perfect. Și acum, ca să ne fie un pic mai ușor, că să le dau pe astea acolo, cred că o să fie destul de greu, îl adăugăm așa, frumos. Bun, și acum acest ou... Hai, du-te. Du-te. Du-te, am zis. Perfect. Bun. Una bucată de mâncare a fost adăugată, da? Bun, mai avem nevoie de 2 bucăți de mâncare. De exemplu, ăsta. Acest usturoi, cred că e. Așa mi se pare. Și asta, cred că e o ceapă. Da, e ceapă asta toată ziua. Perfect. Hai, du-te și tu. Hai să vedem dacă misiunea noastră o să fie îndeplinită dacă facem chestia asta. Doar că... Gata, perfect. Avem 3 bucăți de mâncare distruse. De asemenea, noi mai avem posibilitatea să ne și customizăm păianganul. De exemplu, uite, pot să mi-l fac așa, cu foarte, foarte mult păr. Sau uite așa. Sau poate uite așa. Cum vrei tu, adică asta ține de cum îți place ție. Ia uitați-vă. Poți să ai încă o chestie în spate. Arată mai mult păiangăn așa, dar sincer să fiu, mi se pare că e prea mare și s-ar putea să ne încurce. Așa că cred că o să lăsăm așa bebe. Poți să-l faci ce culoare vrei tu, dar o să lăsăm default momentan. Și o chestie mișto e că poți să ai pălării. De exemplu, poți să-i pui, uite, gata, perfect, i-am pus elicopter acum, iau-te. E păiangănul elicopter, ce mai zici de el? Bun, stai să scot ăsta, o să-l închid. Asta e viteza, cred că nu merge. Nu merge treaba asta, cum aș vrea eu. Haide, ieși de acolo. Păi eu mai pot să-l deconectez pe ăsta dacă l-am pus odată. Poate. Nu cred că mai pot să-l scot de aici. Ok, asta înseamnă că trebuie să-l închid cumva. Da, uite, vezi, el la 0 trebuie să fie. Gata, perfect. Făcea zgomot și era enervant. Următoarea misiune este să spălăm vasele. Hai să vedem dacă putem să facem chestia asta. Dacă vine păianganul și îți spală vasele, ce poți să-ți dorești mai mult decât atât? Avem aici săpun. Perfect. Adaugă săpun. Și mai avem nevoie de vase. Ia. Perfect. Dăm încoace. Hai că am spălat vasele, dacă e. Ok, trebuie să am un pic mai multă grijă, bănuiesc, pentru că, da...
E un pic dificil pentru un păianjen să spele vasele, vă imaginați și voi. Pentru că, da, el încearcă, săracul. Hai că pe asta n-am spart-o. Bun, adaug aici, perfect. Se spală. Următoarea. Una este spălată, avem nevoie de 3 parcă. Problema e că să nu le sparg, frate. Ia. Oh, perfect, perfect, perfect. Bun, bun. Și mai avem nevoie de încă una. Încă una. Păianga nu-l face treabă în casă. Ce zici tu de el? Gata, nici asta n-a fost spartă. Și ar trebui să fie misiunea noastră completată. Perfect. Clean 3 plates. Ia să vedem. Deci avem până acum 3 misiuni făcute. Și mai avem o grămadă, frate, o grămadă. Să închidem, să nu facem inundații în casă, Doamne ferește. Bă, am închis apa asta sau n-am închis-o? N-ar trebui așa să fie închisă, gata. Bun, perfect. Ia să vedem noi ce mai avem pe aici. Oh, toaster. Ce vorbești? Stai așa că vreau să fac niște pâine prăjită. Cred că am și misiune, nu? Toast bread slice. Ah, o singură felie de pâine trebuie să punem. Da, știi ce? Eu am să pun două, cred că. Vreau să văd cât de dificil o fi. Cred că le pun așa. Oh, la fix! Eu am vrut doar să... cumva să le fac să pice aici, dar... nu mă așteptam că o să fie direct. Ok, asta o să fie un pic mai dificil. Dar nu chiar, pentru că... dacă reușești să le scoți pe astea la timp... n-aș spune că a fost chiar un succes. Hai. Haide. Nu! Nu! Oh my god! Vedeți la ce mă refer, că... nu e chiar atât de ușor. Nu e chiar atât de ușor. Acum ar trebui să deconectăm ăsta. Dar n-a intrat aici cum trebuie ăsta. Uite dacă... încerc să-l mai mișc. Da, vezi, a intrat pe partea asta altă. În fine, știi ce? Sunt amândouă acolo. Deși aia n-a intrat chiar în poziția corectă, dar... hai să vedem. Dăm ăsta așa. Trebuie să tragem de... ah, a funcționat. Mamă, ce-au sărit. Cred că mai sară odată. Ok. Asta mai sară odată. Trebuie să o iau de aici, că... trebuie să opresc mecanismul de tot. Ok, oprește-te. Nu mai fa așa. Gata, sper că l-am oprit. Avem și pâine prăjită. Acum, tehnic vorbind, am văzut că avem aici o chestie. Prepare breakfast. Tehnic vorbind, aș putea să iau felia făcută și să o duc frumos pe masă. Pentru că vrem să facem micul dejun. Nu știu dacă asta va funcționa, dar cred că am nevoie de mai mult decât o felie de pâine prăjită pentru micul dejun. De asemenea, vreau un hashtag la episodul de azi. Cine a urmărit episodul până aici, vreau să lase un hashtag. Hashtag Păianjen, ok? Hashtag Păianjen, nu omul Păianjen, ci doar Păianjen. Ok, așa. Avem altă soluție pentru tine. Soluția este aceasta. Ok. Se urcă până aici și de aici cred că o să putem să facem așa. Înțelegeți voi? Și de aici facem așa și o ridicăm și mai sus. Easy. Acum o prindem de masă și le deconectăm pe asta la alte. Și pâinea este chiar aici. Poftim. Mănânci o felie de pâine astăzi. Atât ai să mănânci. Da, ce interesant e că zice aici make a pizza. Dar avem deja o pizza, de ce trebuie să facem alta? Nu știu, asta e una dintre misiuni. Păi și am văzut un păiangă în acolo sau ce e acolo, frate? Vreau să văd ce e. Vreau să văd ce e. Mi se pare că e un păiangă. Oh my god, chiar e un păiangă? Oare e prietenos? Domnule păiangă, ești prietenos? Alo, bună ziua. Bună ziua. Oh, să facem o cursă? Hai să facem. Dar nu știu cum facem cursul ăsta. Stay in the air. What? Păi când pornim cursa? Abar n-am. Yeah. Ah, ok. Ah. Vezi că eu mă pricep destul de bine. Că sunt păiang în profesionist.
Ia uite, mă. Ok. Ah, aici. Trebuie să nu pic deloc. Mă, frate. Cum e posibil? Cum e posibil să nu nimeresc ăsta de aici? Glumești. I-am nimerit pe toți. Gata! Am câștigat! New hat unlocked! Ia să vedem. Perfect! Bun, hai să vedem pălăria pe care am primit-o. Pentru că aș vrea să o echipez. Bă, a zis că am primit-o, nu? Da, am primit-o. Ia uite. Mamă, mașina de curse mă fac! Ce vorbești? Ia să vedem, ce mai avem de făcut? Turn on the radio! Unde e radio? Ce ar fi? Ah, uite-l acolo! Ok. Imediat ajungem. Bă, îmi place modul ăsta de transportare. Pentru că mă simt ca în jocul Spider-Man. E diferit puțin, dar totuși similar, oarecum. Pentru că, na, tot păiangân e. Chiar dacă ăla este omul păiangân și ăsta este doar un păiangân. Dar hai să dăm drumul la radio să vedem. Ok, volum. Oh, am dat drumul la radio. New hat unlocked. Ia să vedem. Vreau să văd pălăria aceasta. Pălăria aceasta. Vezi, astea mi le dă ca și cum eu nu le am. Cred că-i bag ceva, pentru că clar mi l-a echipat și l-am. Căști. Foarte frumos, foarte frumos cu radioul ăsta. Poți să dau radioul ăsta pe jos? Nu știu de ce, dar așa am eu chef. No, a? Nu pot să miști radioul ăsta de aici. Știi ce? O să-l închid. Îmi plăcea mai mult melodia anterioară. Nu știu că mai dă melodia. Gata, mi-a dat. Da, îmi place mai mult melodia asta a jocului. Bă, cine e ăsta? Oh, îi plăcea radioul ăsta. Ok, îmi pare rău pentru tine, dar mie nu-mi plăcea, așa că asta e. Vreau altă pălărie. Vreau o pălărie mai șmecheră. Asta îmi place. Asta îmi place. Bă, cât de tare e jocul ăsta, sincer. Neapărat. Deci asta e doar demo ca idee. Neapărat vreau să facem o serie când se lansează jocul full. Și bine, poate facem mai multe episoade. Ce asta? A, ce tare. Lol, uite cum arată pânza mea acum. Ce tare. Și pot să schimb oricând? Oh my god, ce tare e chestia asta. Băi, e prea mișto și gândiți-vă că asta e doar o zonă și încă nu avem oameni pe aici, dar dacă o să fie jocul full, probabil că vom avea și oameni și va trebui să avem grijă să nu ne prindă și chestii de genul ăsta. Ia să vedem, astea fac ceva? Dacă le dăm pe jos? Da, mă gândeam că poate ceva se va întâmpla. Da, știi ce? Mi-a venit acum o idee. Ia vină tu încoace. Așa că poți să pui orice la cuptorul ăsta? Să văd dacă funcționează. În mod normal, n-ai vrea așa ceva niciodată, dar până la urmă e un joc. Facem așa. Dacă să și închidem. Nu se pot închide din cauza? Da. Au rămas niște floricele de-astea pe aici. Gata, acum ar trebui să meargă. Ia, merge, se întâmplă ceva. De mers merge, dar nu știu dacă va avea vreun efect. În vreun fel sau altul, n-a niciun efect. A? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. La revedere! Ok, hai să vedem altceva. Deci avem clean the floor, make pizza, water the plants. Avem niște plante de... Da. Și cu ce poți suda plantele când n-ave... Ai un păiangăn ascuns aici, ia uite-l. Bună ziua! Vrei să ne distrăm? Oh! Poți să inunzi bucătăria dacă blochezi dopul, cu dopul ăsta. Ce tare! Vreau să încerc. Astea sunt chestii secrete. Chestii secrete, dar mișto. Stai să văd dacă pot să iau această farfurie de aici. Bun, am luat-o. Și acum, hai să încercăm.
Și am pus dopul. Și acum dau drumul la apă. Vreau să văd ce se întâmplă. Bă, oare spală și bucătăria? Pentru că se face și inundație. Oh my god, funcționează. Ar trebui, nu? Că uite, spete pe jos și zice unul dintre obiective să speli bucătăria. Dar dacă faci inundație aici, se spală bucătăria automat? Ah, se umple doar până aici că... Da, ok, m-am prins acum. De ce? Pentru că are și aici o chestie. Dacă aș putea bloca chestia asta de aici cumva, s-ar duce apa în bucătărie. Mă întreb dacă iau apa asta, e o bulă de asta de apă și o duc aici. Se spală? Ah, așa speli bucătăria. Ok. Ia să vedem. Da, și acum se tot generează aceste bule pe care le poți lua și le poți duce la petele respective. Hai să vedem unde mai e vreo pată de asta. Uite, încă una este aici. Da, dacă duci... Ăsta e un săpun. Dacă duc eu săpunul ăsta, n-ar trebui să funcționeze la fel oare? Chiar sunt curios. Mai văd două pete, trei pete de fapt. Ar trebui să meargă, nu doar cu apă. Merge, cred? Ah, dar trebuie să dai așa de mai multe ori. Ce tare! Bun, pe... Ulu. Ați văzut că făceam surfing pe săpunul ăsta? Mai e o pată pe aici, uite-o acolo. Deci dacă te urci pe săpun, poți să mergi cu săpunul. Ia. Ah, ia uite. Ce tare. Gata, clean the floor. Am făcut-o și pe asta. New web color unlocked. Ia să vedem ce culoare e. Eh, nu prea îmi place atât de mult. Albastru. Ah, e ok și albastru. Nu pot să zic că nu e ok. Așa, bun, ia să ne urcăm. Hopa. O banană. Da, bănuiesc că poți să faci micul dejun dacă vrei. Ia stai să văd să sparg astea dacă le dau pe jos. O să încerc. Ia vezi? Mamă, praf s-a făcut. Înseamnă că pot să-l fac praf tot. Oh, nu. Oh, nu. Imaginați-vă un păianjen care face chestia asta la voi acasă, ok? Da. Și pe aia ajungi în bucătărie și vezi că toate astea sunt sparte. Și zici, bă, dar cum e posibil așa ceva? Cine a venit la mine în bucătărie să-mi spargă toate vasele și toate astea? Ei bine, nimeni, doar un păiangăn. Doar un simplu păiangăn. Dar nu te-ai gândit niciodată că el ar fi vinovat, nu? Niciodată. Că-l vezi acolo, micuț, drăguț. Nu te-ai gândit la chestia asta. Dar, cred că aici vom încheia episodul. Dacă vreți să mai vedeți episoade cu joculețul ăsta, cred că mai facem un episod cu demo și dacă e, după asta facem episoade când se lansează jocul full. Nu uita să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!